Iurica, admiți, e deja luni, 2:30 noaptea și mulți a dat cărbuni, nu mă văd deloc, știu. Apare și ora 2:30, 400 de kilometri, 300 până ajung la alimentare, mai pierd și acolo câteva minute. Și în cazul în care trebuie să mai fac un 45, nu știu, să vedem cum o să avansez, să vedem. Am plecat cu noaptea în cap. N-am putut să dorm azi noapte. Am dormit puțin, 4 ore, cred. Dar oricum m-am odihnit sâmbătă, duminică. Am dormit ca lumea. Așa rezistă Moise. Și dă cărbuni acum. Baba, noapte bună, miții. Ne vedem mai încolo. Bea și Moise cafeaua. Vreau să-l filmez pe fraierica geamantanul ăsta cu Audi TT-ului. Nu știu ce poate să facă la 3:20 dimineața, că doarme pe autostradă. Măcar mă lasă să-l depășesc. Bă, cu ăsta cu Audi-ul nu pot să-mi dau seama ce Dumnezeu poate să facă la 3:30 dimineața, într-o zi de luni, în noiembrie. N-are facturi de plătit, n-are de mers la muncă, cine știe, o fi vreun drug dealer de ăsta cu droguri, eu știu ce Dumnezeu. Stau și mă gândesc și eu ca fraierul. N-au oamenii ăștia altă treabă de făcut, pana mea. Stați că trebuie să fiu atent aici. Este 70 de km pe oră. Bine, Ioanu, mulțumim. Limita de viteză este 50 de km. Copilotul. Singura scuză care ai avea la luni dimineață la 3:30 să mergi cu Audi TT-ul e să te sune gagica să zică că e singura acasă să primești tu o bucățică, că în rest alt motiv nu văd. Aia ar fi singura scuză care să o ai. Că te sună și hai că sunt singură acasă. Ho, stai că mă îmbrac. De dafule că trebuie să ajungem la descărcat. Cu 38 urcăm, doamne ei. Vine ăștia din spate și ne dă jos de pe autostradă. Hai că mai am 5-6 de kilometri. Dă-i cărbun scamio. Ia uitați-vă și voi ce ceață e acolo. Gata, vă pun jos! Ideea e că am ajuns la descărcat și ăștia de la Audi din Ungaria mi-au greșit numărul de matriculare la remorcă. Eu am WBH035, ăștia au scris 032. Și de la încărcare au observat, m-au chemat, mi-au schimbat, nu mi-au schimbat actele, ci au ștampilat și au tăiat, au corectat-o ei, dar degeaba, că aici paznicul n-a acceptat-o și a trebuit coordonatorul repede să sune comercianta să trimeată e-mail că bă, e număr de matriculare greșit, ăștia la birouri stă toată ziua, fumează, bea cafele și un număr de matriculare nu știe să scrie corect. Mulți colegi maghiari m-am băgat în seamă cu ei, adică de fapt ei m-au băgat în seamă pe mine. E și un sârb care știe maghiar, am uitat să zic lui colegul ăsta maghiar să și pașaportul, dar asta a venit după el acum. S-a spălat Moise, îți curat. Gata, mă pun la somn o oră, că am început de vreme. Când sună telefonul o să sune și când descarc, descarc. Bă, atâta vreau să zic că azi e ciudat, am început tot ziua bine, că și sârbul care vorbea maghiară a uitat de pașaport, a uitat și Moise care a venit și a uitat și colegul ăsta maghiar și doar noi știm treaba asta, că la majoritatea încărcări, descărcări, un alta iei pașaportul cu tine și dacă trebuie și dacă nu, sau buletin. Și nu, e amuzantă treaba, gata, Moise se pune la culcat, dorm o oră jumate, dacă nu cumva sună ceasul ăsta, coordonatorul între timp sau ceva, așa că lăsați-mă să dorm o oră. Aoleu, s-a trezit Moise. Of, 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 ce ziceți voi, mi-a ieșit și pauza de 3 ore. E 12:30 ceasul aproape, 12:21 și ce ziceți voi că nu mă descarc, că băgam ea și picioarele. Să-mi scrie coordonatorul că mă descarc la 11 noaptea, la 11:30 noaptea, bă.
Și aia era culmea, că, că și colegul ăsta din dreapta, unguru, la fel a zis, bă, pe mine eu sunt programat la 4 după amiaza. Pormă, unguru, sârb, zice că eu sunt programat la 8 seara, jumate. Și fac eu, bă, ce Dumnezeu, numai eu să fiu care merge așa bine luni, la 9 jumate dimineața, la 9 dimineața. Gata, Moise s-a băgat la căldură, am vorbit cu colegul ăsta maghiar al meu, a încercat un polonez să dea cu spatele și vrea să vină în mine și ungurul ăsta de aici de lângă mine tot îl clangsuna că se vine, intră în mine și nu, mi-am pus laptopul, butonez una, până la 11 noaptea, vedeți și voi, pe vlogan, la Rus aici și vedeți voi că așa se întâmplă, a zis și colegul că de urna o primești, asta e, eu mi-am dat tot interesul să ajung la descărcare. Nu, eu anulasem acum. Odată și odată începe să te pună pe gânduri, bă, poate oi fi greșit eu, oi fi luat altă remorcă de la bază, am luat actele greșite sau ceva, ce Dumnezeu? Și încep, mă uit la remorcă, bă, cât scrie pe a 035, fac eu bine. Du-te, ia actele și uită-te pe acte, cât scrie pe ele, 035, fac eu, bă, nu eu sunt prost aici, nu eu am greșit. Ce Dumnezeu? Și ăla... Deci când m-am dus să mă cum îi spune, să mă înregistrez că am venit să încarc, ăla a greșit de acolo. Eu am scris 035, el a pus 032. M-au încărcat, du-te ia-ți actele, am completat CMR-ul și vine femeia după mine, aleargă după mine că dă că e greșit numărul de matriculare la remorcă. A venit, a verificat și ea. 035 scrie pe ea, au tăiat 032, au scris 035, dar n-a acceptat așa. Aia e fost. Și pentru chestia asta, vedeți voi că am pierdut o zi întreagă. Vedeți voi, colegul ăsta maghiar de-al meu, bătrânelul, a zis, nu te stresa, n-ai ce-i faci. Fac, eu nu mă stresez, dar îmi pare rău că mi-am dat tot interesul. Aia mă deranjează, aia mă deranjează cel mai tare. Am plecat de la două noapte, i-am dat cărbuni. Alimentează, mergi în continuare, fă duș, una alta, am făcut duș, pac, țac, pac, dă-i, cărbuni, go! Și de unde? Iară de unul cu spatele. Sper că nu vine la mine, că îl clangsonez dacă intră în mine. Igen. De dormit am dormit, asta o să fac. Am închis programul. Îi dau drumul la... Când îmi iese pauza de 9, mă duc, descarc, vin înapoi, închid programul, mă pun la culcare și dimineață mă duc la încărcare. Butonează, mă, să se joacă Fallout 4. Asta îmi place mie. Și beau un cappuccino. Știu că nu se vede prea mult, facem economie la baterie. Nu, no. Român. Un coleg polonez m-a întrebat ceva, n-am înțeles nimic de filme și cu internet. M-a întrebat dacă am ceva filme și am zis, bă, descarcă pe telefon Netflix. Te uiți la seriale, îți faci abonament. Păi de-abia 6 ceasul până la 11 noaptea, ce Dumnezeu pot să fac? Nu vreau să, cum să zic eu, gen, să vă filmez jocul, ci mai degrabă să mai stăm și noi la o vorbă, așa, gen. Cât mă joc și eu aici, gen. Ideea e că, vedeți și voi polonezul ăsta care m-am spus că a venit la mine să mă întrebe de internet și de filme, săracul n-are ce face dacă îl descarcă ea română. 2003. Hai de capul meu. Dacă vii și te descarcă, trebuie să aștepți 5 ore sau 6 sau 10 ore sau ce știu, că trebuie să-ți găsești ceva de făcut prin cabină. Fiecare acum cu ce îi place. Știu, poate sunt unii care citesc, sunt alții care fac sport sau eu cel puțin îs cu laptopul. Eu mă distrez jucându-mă, sincer, și mă mai uit și la filme. Îți ușurează foarte mult viața pe comunitate, sincer. Trece altfel sâmbăta, duminica.
te mai uiți la un film în timp ce mănânci, altfel. Nu-i tot una să stai și aștepți la rampă 5 ore, stai, nu te bagă aia în seamă, te și enervezi să te ceri că ei n-are niciun rost. Așa scoți laptopul tati, alți colegi e cu, cu televizoarele care își pun antene, un alta foarte bine fac, nu-i nimic de râs în asta. Ce Dumnezeu îți face în cabină? Gândește-te că ești ca într-o pușcărie, să zicem așa, stai, ai doar patul, nu poți să stai toată ziua în pat, trebuie să găsești ceva de făcut. O activitate, ceva. Cât poți să stai și în patul ăla până la urmă, trebuie să-ți găsești o activitate, ceva. Și nu, cel puțin Moise asta face, se joacă pe laptop acum, mă mai joc o oră, mănânc și eu ceva. Și planul meu astăzi era că, planul meu era să fac cumpărături azi, dar uite că n-a ieșit, n-a fost să fie. Și atunci trebuie să mănânc ce mai am de acasă, am șnițele, am una alta, arunc ăștia cu grănăți. Aoleu, iar încă una. Bă, da. Unde sunteți? Bine, a trimis un cățel, îmi pare rău să mor cățelul, dar n-avem ce faci. Abia aștept să-mi zică că trebuie să aștept 5 ore sau 7 sau 10 ore. Dar nu, ne descurcăm așa. Gata, Moise, cred că pun o pauză că mi se fac, că am face foame. Și mă apuc să mănânc. Bac slană cu zacuscă dacă mai am. Îmi place. Gata, pauză, salvăm. Nu pot să filmez să mă și joc în același timp, sincer. Și da, am și filme și v-am spus că face diferența. Luați voi bucățică, ia de ce? Ia! Egan Mitzi, îl vedeți pe Moise cu țigara în gură acum. Îmi pare rău, nu m-am filmat niciodată că fumez. A rezistat 2 ani de zile fără să fumez. Și nu, ce să facem? E un moft, până la urmă. Nu e nimic imposibil, te poți lăsa, te poți apuca. Și acolo am realizat că la sfârșit de zi fiecare face ce vrea cu banii lui. Nu e, înainte mă judecam prea tare că fumez. Meseria asta cel puțin am pățit de foarte multe ori că abia aștept să-mi zică, ca să mă înțeleagă lumea, să nu creadă că sunt puturos, că nu vreau să muncesc, că am venit aici să stau degeaba, să trag de timp, să-mi vină diurna, ci chiar din contră, îmi place foarte tare să conduc, să muncesc. Îmi place la firma la care sunt. Și ca să continui, ideea e că sunt momente când îmi doresc să stau degeaba. Astăzi am avut noroc la chestia asta că nu mereu o să ai timp să ai grijă de tine, în sens să faci duș sau să mănânci. Și e foarte important să mănânci, e cel mai important să mănânci, că bași cafele și țigări, nu mănânci și deja se adună problemele de acolo, începând că vrei să mergi acasă, că nu mai vrei să faci treaba asta și toate cele. Când îți aranjezi totul în cabină cum trebuie, să-ți faci cabina comodă, să te simți ca acasă, să te simți comod, să te simți bine primit, atunci de aia stai și câte 3 luni n-ai treabă. Și mulți s-au apucat de fumat. Și acum mergea o bere, dar sunt în timpul programului și nici n-am bere. 7 ceasul, mai e până la 11:30. Dacă tot m-a rugat o persoană să filmez o zi din viața mea, cam așa se întâmplă, stai prin parcări. Dar asta rar se întâmplă, că eu m-am bucurat astăzi să încep așa săptămâna cu statul degeaba, nu mereu se întâmplă treaba asta. Alteori sunt cursele atât de bine legate că nici n-ai descărcat bine că te duci la încărcare. Și ăsta era și planul astăzi, numai că n-a fost să fie. Descărcam aici, încărcam de la 8 km și mă duceam înapoi spre Franța. Cred că și ajungeam în Franța astăzi. Și de aia m-am apucat să creez și aceste videouri, că să am o activitate, să-mi ocup mintea cu ceva, să creez ceva, să fie ceva creativ și amuzant. Deja de 2 ani de zile, nu prea am pretenții la bani, nu am pretenții la abonați și nu mă așteptam să ajungem la 1000 și 1270 de abonați. Și deja
mă copleșește, sincer, când văd că toată lumea asta îmi cere să postez. Bă, Moise, când mai postez? Că postez din ani în Paști. N-am crezut că o să ajung atât de serios, că lumea o să mă roage să postez, sincer, că dacă vă uitați la videourile mele vechi, am câte 50 de vizionări. Și ce mă doare cel mai tare, ce mi se pare tare ciudat, că lumea mă roagă să postez, ce n-aș fi crezut niciodată în viață. N-arunc chiștocul pe jos, că nu-mi place, sincer, de obicei îl scutur și l-arunc în borcanelul meu tăiat aici cu doza de bere. Da, copii, dacă nu fumați acum, asta nici nu vă apucați de fumat și o să ziceți, bă, Moise, cum poți să zici asta că tu ești cu țigara în mână? E greu să te lași și treci prin sevraj când te lași, așa e faza, te ia cu tremurat, cu transpirat, e greu. Cam asta e treaba. Că îmi pare rău că m-am apucat de fumat, într-un fel îmi pare rău că m-am apucat și într-un fel nici nu îmi pare rău. E vorba de sănătate acum, nu de bani. Astea-s ideile, ăsta sunt eu. Să nu credeți că dacă mă vedeți pe YouTube am vreun actor sau ceva. Dacă mă găsiți pe stradă o să fiu la fel de nebun cum sunt și aici. Da. Ne mai apropiem și noi, ne cunoaștem mai bine. Cam asta fac eu în seara asta, vedeți voi. Sincer, acum nu mi-a lipsit treaba asta, nu vreau să stau degeaba, vreau să merg, să continui, să conduc, să fac cumpărături, aveam multe planuri azi, dar uite că n-a fost să fie. Și când alte ori, când îmi doresc să am o zi de asta, s-a alergat, transpirat, nici spălat, haine, n-am mâncare, e mai naș. De asta zic că nu există niciodată perfect și mereu trebuie să te adaptezi. Iar o chestie poate din meseria asta, care nimeni nu mi-a spus-o dinainte și vă zic vouă, dacă vă apucați acum sau sunteți pe la școală sau ceva, ce mi-am dat seama că nu există perfect și trebuie să te mulțumești cu ce ai ajuns să faci în ziua respectivă, că nu, să fii mulțumit, să zicem așa. Eu, de exemplu, mulți să se mulțumească că e în parcarea asta și că a ajuns aici, e bine și că o să descarce și el cândva, nu știu când, la 11:30, 12, dar stai așa că la 11:30 mă duc acolo, că cine știe că tot să mă țină și aia. Stai să închid asta, că vine factura la curent. Închide-te. S-a închis. 8 ceasul. Mai bagă mai să țigară. Nu mă așteptam, sincer, ca alți colegi de la Vabere să mă recunoască, bă, Moise, că te urmăresc pe YouTube și că îmi place și că nu știu ce. Chiar m-ați șocat, sincer, nu mă așteptam la treaba asta și chiar m-am întâlnit cu un coleg azi dimineață când am alimentat la Irun. Era, cum să zic eu, m-a bine dispus și pe mine și el era bine dispus, gen, că nici lui nu i-a venit să creadă că mă vede. Și la Padrosa chiar un coleg m-a cinstit și cu Coca-Cola. A mers perfect. Am fumat tot așa o țigară, câte o țigară. Și el vrea să se lasă de fumat, am impresia, da. Sper că ai reușit, colegule. Și asta e o experiență tare din YouTube. Când încep abonații să te recunoască pe drum, e de necrezut, nici acum nu vine să cred și cel puțin eu nu o fac pentru faimă sau pentru bani sau orice altceva. O fac pentru mine, sincer, treaba cu YouTube-ul. Vreau să mă văd la 50 de ani, când eram flăcău la 25. Cum arătam? Să-i arăt lui feciorul meu și lui fecioara mea. I-arăt lui nevastă mea, tu uite-te tu cum arătam la 25 de ani, ce flăcău era. Și mă bucur că și vouă vă place și că mă urmăriți, cum să zic. Mă bucur că vă place, sincer nu m-am așteptat, am chef de vorbă în seara asta. Da, asta e faza cu chestia asta, cu YouTube-ul. Nu m-am așteptat să mă recunoască oameni care să-mi vrea binele, să chiar într-adevăr vreau să mă cunoască, să
Nu, e o experiență nouă și pentru mine. Sunt un om normal, un om modest. Salut, ce bine m-am găsit. Azi e marți, e 10 ceasul și am început destul de târziu, dacă m-am oprit la 12:30. A durat o oră descărcarea. N-a fost mare brânză. A mers repede, într-o oră să te descarce e foarte repede. Și mă duc către încărcare la 200 de kilometri la Expo. Nu știu ce încarc, habar n-am, dar știu că mă duc în Austria. În Austria unde, iară, nu știu. S-a anulat cursa de ieri. Și că nu mai trimite aia nimica, nu știu, asta mi-a zis coordonatorul. Și vede că e limită de 80. Ăștia tot se bagă, tot depășesc, n-au star, niciunul se grăbesc. Ar trebui să depășesc și o cisternă. Și cam de asta am făcut. Am descărcat, m-am parcat, m-am culcat, m-am trezit și am dat drumul la cărbuni. Hai să-l depășim și noi cumva. E depășire interzisă pe timp de iarnă. Dar vedeți voi că zice că e depășire interzisă și arată un fulg de nea. Asta acum să înțelegi, când e zăpadă sau când e iarnă. Suntem în noiembrie totuși și nu e zăpadă. Ce fac, îl depășesc sau nu? Asta e întrebare. O să fie destul de nasol că am început târziu, o să termin târziu. Și cu parcările între graniță pe acolo, dintre Spania și Franța, pe la Bordeaux mereu sunt problemă și măi să o să încarce și o să oprească destul de devreme. Hai că filmez. Ideea e că trebuie să o bag aici la rampa 4. Sper că filmez totul cum trebuie. Cam asta fac. Și stai să o vedem. Nu-i văd numărul acum. Unu, doi, trei, patru, e bine. Trebuie să o îndrept mai mult, că nu o să intre. Iar nu e bine în colțul celălalt acum. A intrat perfect. Dau puțin mai în față ca să-mi fac mai mult loc. Să am mai multă posibilitate de manevră. Mai duc puțin în dreapta. Și acum ar trebui să scot scândurile și toate cele. Hai să vedem. Și oricum la 3 a zis că mă încarcă și de-abia 1.43. Mă văd ăștia că mă se vorbește singur. Deci e 1.43 și la 3 a zis. Și m-am dus la cântar. M-a zis să mă pun pe cântar și să sun la interfon. Am sunat, dar n-a răspuns. Și am venit aici asta, a zis să fac asta, am făcut. Să vedem care e situația aici. Hai că e bine, trebuie să ridic puțin remorca. Puțin. Unde e?
Da, am făcut-o și eu, că ușile nu le pot deschide. Stai să dau mai în spate, să am mai mult loc. Și nu, sper că au apucat să mă cântărească, să vadă câte tone am gol. Să dau mai în spate să... Asta face DAF-ul. Să nu mă duc nici prea mult de rampă. Ia să verificăm acum. Tadadam, taci. Ia să văd dacă pot să deschid acum ușile. Hai că ar trebui să am destul loc. Și asta se întâmplă. Ok. Bascula. No. A las 3 horas. Bascula. Ah. I know looking the back, Tara, no telephone. No. Interphone 4 times. Pausa. A las 15 a báscula. Camión, báscula. Ok. Ok, y llamas. Y yo ahí. Ok. Ok. E nasol și cu spaniolii ăștia, cu înțelesul. Cât durează, frate, să mă pun pe cântar. Ați înțeles și voi ce a zis. Prima oară l-am înțeles că, bă, du-te la basculantă, te cântăresc la cântar, du-te la cântar, te cântăresc. Vin apoi, te așez pe rampă și la 3 te apuc și te încarc. Fac eu bine, boss. Mă duc la basculă și am zis, de 4 ore am sunat la interfon, nu mi-a răspuns nimeni. Și când i-am arătat că de 4 ore am sunat, n-a înțeles, el credea că zic de ora 4. Și că nu la 4, vii la 3. Stai aici, fac eu bine. Să vă filmez o chestie tare, e un bătrânel care merge cu pelerina, plimbă câinele. Nu știu dacă îl filmez și îl vedeți. Nu vreau să fie nici prea evident că îl filmez, îl trag pe cameră, dar sper că îl vedeți acum. N-are treabă, la vârsta lui așa vreau și eu să fiu. Guardia civil. Nu aș fi speriat, credeam că vine la mine. Îs caragios cu camera pe cap, nu o să păru de nicio culoare. Ascultați motorul de DAF. Să
să nu vină nimeni acum. Ia să vedem. Dacia vine. E pe dreapta aici, e bascula. Îmi sar toate astea prin cabină. N-am pus-o deloc bine de data asta. Prea aproape de margine acum. Să dau în față că nu-i bine. Am dus-o ca naiba, am dus-o. Hai să-l sunăm și pe nenea. Asta am făcut și rândul trecut, exact la fel. Numai că n-a răspuns nimeni la interfon. Hola. Yes. Sí. Okay, chef. Perfect. Return here, rampa 4. Rampa 4. Oh, loading, okay. Okay, thank rampa you. 4. Okay, thank you. Bye. No, de data asta mi-a răspuns, okay, thank you. Bine, boss. Stai că vin. Să scoatem invertorul. N-am dat geamul, să auziți motorul de DAF când pornește. E chestia că n-ai vizibilitate pe dreapta și trebuie să iau mereu virajele largi, că nu văd dacă am vreun obiect sau ceva. A căzut o scândură ceva.
Iar m-am dus prea mult. N-ar trebui să mă sun nici pe metalul ăla. Să ies de aici. Și să o îndreptăm ca lumea. Acum mă grăbește de aia, nu merge manevra, nu știu de ce, am băut și cafeaua. Și cred că din cauza aia. Hai că e bine. Să nu mă duc prea mult pe stânga, că e metalul ăla. Stai să dau mai în spate sau mai în față ca să scot alea. Nici eu nu știu ce să fac. Să atingi să-i ceva. Sper că pot să deschid ușile. Da. Dumnezeu. Ce Dumnezeu are? Fotui. N-ar trebui să fac așa. A căzut o scândură. My name's
Steve and I'm your walking mate. Gata, a încărcat Moise și a plecat. Sunt cu 24 de tone, 24.379 de câle. Stai că avem stop aici, a căzut și geaca. Nu vrea să plece, dar a făcut 24 de tone. Acum GPS-ul caută semnalul și nu știu ce să fac. Să mă duc pe unde am venit. Calculare traseu. Da. Luați-o pe următoarea la dreapta, pe K652. Că nu știu dacă pot să ies pe acolo. Nu trage deloc. Și și umed pe jos. Nu mă grăbesc. Mai de mult când am condus un DAF, am avut probleme când îl încărca. Trebuia eu din telecomandă mereu să-i ridic fundul din perne. Să văd la asta, am văzut că nu mai atinge roata, să văd dacă aud ceva. Că la stânga. O să vedem, o să pot să ies pe aici? De ce nu? Ia să vedem ce e aici. Noi avem stop. Se poate, boss, chiar pe aici. Am venit pe aici și ies. Conduceți în sensul giratoriu în 500 de metri. Și am și uitat ce am zis. Atingea cauciucul remorca și trebuia mereu să ridic eu. Nu știu, ăsta văd că e din 2017, poate stă, cel puțin am văzut că e distanță destul de mare între cauciucuri și remorcă. Conduceți în sensul giratoriu în 300 de metri și părăsiți-l la prima ieșire. Și am observat că dacă are pernele ridicate, se virează mult mai ciudat. Volanul e mult prea moale atunci, culmea. Parcă toată greutatea ei se pune pe față și se comportă altfel camionul. Nu știu cât de adevărat e, mie cel puțin așa mi se pare. Bă, dar cum ar trebui eu să ies la prima ieșire? Cred că tot trebuie să fac tot sensul. Mai bine fac eu tot sensul, să văd ăștia ce fac aici. Nu semnalizează niciunul. Fac tot sensul și ies, că nu prea am vizibilitate pe dreapta și nu-mi place să risc. Recalculare traseu. Astea sensurile de 70. Giratori în Spania. Dar așa e mult mai bine acum. Și Moise se îi dă cărbuni acum. Ar trebui să mă duc la Iron neapărat să fac cumpărături, benzină, mai și o benzină, motorină am. Na, nu e obligatoriu să alimentez acum. E destul de plin. Mâncare pentru Moise ar trebui să facă și el plin. Dar v-am spus că cica a început să stea poliția pe acolo, nu te mai lasă. Să vedem. Și deja 4:30. Dacă conduc prea mult iară, n-o să găsesc loc de parcare pe Franța.
Depășește mamanule că moița nu poate să urce. E greu. Și mai ales pe vremea asta și să mergi cu viteză, periculos. Eu regalt ceva în ochi și bine ați venit la un nou episod, gen, adică nu e nou episod, ci la o nouă zi, e joi azi, suntem pe 17 și ceață și am zis să filmez treaba asta, să vedem pe ce dată suntem, pe 18, da, joi, și merg încet că nu văd nimic. Îi dau cu un 60 și mă plâng de DAF ăsta, are consumul prea mare, mai mult decât ar trebui, și indiferent de ce aș face, tot consumă mult. Merg și încet și frinez dinainte, folosesc retardorul, nu știu ce are. Nu, dar ce să-i facem? Mergem încet. E 5 ceasul și uite și tu ce ceață îi. Vine și mașina din față. Camion. Stai de cărbuni, n-are treabă. Aia e faza că am și greutate, e și umezeală și toate cele. Moise nu se grăbește. Și beculețul ăla de gabarit pe stânga mi s-a ars, nu știu ce Dumnezeu are, ieri s-a aprins, s-a stins odată, s-a aprins la loc și de atunci gata, a muret. Uite ce tupeu pe francez, bă. Rar vezi așa ceva, sincer. 300 de metri, tu te înainte din sens regiratoriu, la treia ieșire. Rar. BD907. Nu prea ai vezi să depășească. Și culmea e și la ăștia francezi. Nu înțeleg când e cald și frumos afară, n-are niciunul curaj să depășească. Și acum cu condițiile astea meteo și umezeală și ceață și de toate, se bagă, n-are treabă. Aoleu, câte sensuri giratorii, de aia n-are Moise consum. Bine v-am regăsit la colegul din față, nu ăsta, mai e încă unul. Scoate aburi, miroase a ceva încins. Dacă vedeți și voi sus, se vede aburii. Ăla din față, da, scoate un fum. Bă, miroase tare rău încins ca lumea, sau încins frânele.
Oricum, la lumina asta s-a văzut, a scos abur ca lumea. Limita de viteză este 50 de km pe oră. Mă rog, salut, ce bine m-am găsit. Azi e vineri, e zi de sărbătoare la Moise, că e obosit, abia așteaptă să se oprească. Și ce ziceți voi, am reușit, am descărcat și fug repede la încărcare să văd dacă mai apuc, că sunt 11 ore 23 de amplitudine și 8 ore 43 de condus. Mai am până în 10 ore 51 de kilometri până la încărcare, să văd. A zis coordonatorul că vorbește cu comercianta să mă încarce repede. Acum să vedem dacă o să funcționeze treaba asta. Unde s-a gătat programul Moise, acolo s-a oprit. E 1 ceas, o să găsească destule locuri, sper. Să dea domnul. Bine că cumpărături am tot ce-mi trebuie. Și fie ce o fi, nici nu mă interesează. V-am spus, unde s-a terminat programul, s-a terminat. Au Wiedersehen. Și da, nu găseam camera de filmat, mi-am luat un box de bere din ăsta Heineken la cutie de carton și căzuse acolo și o căutam prin toată cabina ca să vă filmez drumurile naționale din Austria, că sunt periculoase rău. Dacă era iarnă și unde am descărcat eu să mă fi dus pe timp de iarnă, pe timp de să fie zăpadă, nicio șansă, rămâneam blocat acolo, garantat. Și cu lanțuri și cu ce vrei tu, Moise acolo rămânea. Au ăștia niște drumuri naționale înguste, austrieci ăștia. Și urci, cobori, stânga-dreapta, urci, cobori, stânga-dreapta și sunt foarte înguste, aia e faza. Și v-am spus, trebuia să urc la deal cu 20, a urcat cu 24 de tone, 20 de km la oră și pe asfalt uscat. Dacă era zăpadă, Moise nu urca. Cu DAF-ul. Nici cu Volvo, cred că. Sigur. Și nu, hai să vedem ce rezolvăm. Și da. Cam asta am făcut. A mers descărcarea repede, o oră, tot la rampa a fost, m-am spus, dacă era, vreau să scot camera de când am trecut la austrieci, am vrut să o scot, nu o găseam. Și am zis să nu mai întârzi, să fug repede. Și îmi zice, era un palet, era mișcat, că erau palet suprapuși, habar n-am ce am dus, că era marfă ambalată pe palet și scria ceva verde, grün, ceva pe el și atâta. Bobine, scria în spaniolă, bobina, bobina. Și habar n-am ce am dus, mă gândesc că bobine. Și paletul de deasupra se mișca, se mai îndreapta și mi-a zis motostivuitorul că nix gut face el, că ăsta e schnell fahren făcea el. Și fac eu, no, eu calm, calm am venit. Fac că da, pe naiba mintea mea. Era glumeț, era pus pe glume azi. Și m-a descărcat într-o oră, i-a zis eu lui că tu schnell fahren, nu eu. A zis ceva și a zâmbit și am plecat. Și hai să mergem la încărcare. Și prostia e că e pe data de 19 și nu știu cum au calculat-o, că n-au calculat-o bine. N-au calculat-o bine. Ori o fi fost la altcineva, nici ăla n-a putut să se ducă, la alt coleg, e cursă de asta pierdută, să zicem așa, fără stăpân. Bonsoir, bonsoir, qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Daniel. Bă, îmi pare nespus de rău că Moise n-a putut să filmeze azi pățanea, a pățit-o pe Austria. Bine, n-am pățit nimic, dar culmea a venit 2000 de kilometri, a venit fulger și în ultimii 20 de kilometri mi-au cam tremurat chiloții la volan, că era foarte greu drumul pe Austria aici, pe drumurile lor naționale și sunt foarte înguste,
stânga, dreapta, urci, cobor, stânga, dreapta, urci, cobor, tot așa am venit 20 de kilometri. Intram într-unele sate în care avea și piatră cubică pe jos și erau atât de... Trebuia să virez atât de mult la dreapta că trebuia să intri pe banda din sens opus să virez la dreapta și asta n-am apucat să filmez din cauza că camera picase în cutia de bere. Păcat că n-am filmat treaba asta, am ajuns la descărcat, am reușit, am descărcat, m-a descărcat foarte repede băieții într-o oră, n-am avut problemă și mi-au dat și încărcare și am vorbit cu coordonatorul, bă, vezi că eu la încărcare ajung pe la 9 jumate, de un ore de condus, 9 ore jumate, deja e cam destul de târziu, deja cauți loc de parcare să te parchezi și... Că nu, today, cania, da, așa mi-a zis și cuvântul ăsta ar însemna... Dă-i cărbuni, Moise, du-te, dă-i, că vorbesc cu comercianta, sună să te încarce repede, să fii acolo, să vezi că te încarcă și fugi repede. Și m-am dus acolo și era pauză, bătea vântul pe la birouri pe acolo. Am încercat să mă interesez, poate dacă chiar a sunat comercianta, m-o fi așteptat vreun om sau ceva, de unde, că m-am dus acolo și am vorbit și cu ea pe acolo, nu mai era nimeni și... L-am sunat pe coordonator, i-am spus, bă, bate vântul, nu mai e nimeni aici, a plecat toată lumea acasă. Bine, du-te, parchează-te. Și m-am parcat la 20 de kilometri și o să continuăm luni treaba asta cu încărcat. O să încarc ceva scândură, ceva ce am văzut. E cursă de Germania, mă duc la descărcat în Germania. Nu știu ce s-a întâmplat de primesc curse de astea acum cu Austria și cu Germania. Sincer, nu-mi place și aia vreau să zic că dacă în Austria era acum zăpadă, eu acolo rămâneam împodmolit, sincer, că n-a vrut, deci era atât de înclinată panta aceea, rampa sau pantă, pantă îi spune când cobori și rampă când urci și era atât de mare în sus, nici să vorbesc, mai pot să obosit, credeți-mă că n-am dormit deloc. Cu 20 de km la oră am urcat, abia putea pe uscat să tragă daful în sus, dacă era zăpadă sau ceva acolo rămânea. Să sperăm că dezăpezesc ăștia foarte bine drumurile în Austria, nu știu nimic pe aici care e treaba, nu prea am circulat prin Austria și Germania și nu prea cunosc. În fine, îs la Weisler, nu știu cum. Să vă arăt pe telefon unde-s. Weiselburg, aici sunt eu. Vedeți la Weiselburg, e un sat mic ceva. Și dacă scot așa afară, la aproape de graniță cu Germania, să zicem că Germania e în sus, dacă zic bine. Da, ba nu, scuze, că e Republica Cehă, e mai în stânga, la Salzburg e Germania. În fine, încarc la Vibeba Holz. Bun. Încarc lemne, încarc de scândură, după câte am văzut că erau acolo buturugi, lemne, era toată pădurea României era acolo și drumurile naționale pe Austria sunt foarte înguste, foarte, foarte înguste, cel puțin pe unde am fost eu acum, asta sau asta a fost și nu. Gata, închei aici, ne auzim mâine dacă e. Cum să vă închei. Vă mulțumesc că mă urmăriți, abonați-vă, apăsați butonul de like, comenturi dacă aveți, lăsați-mi în secția de comenturi, idei dacă aveți pentru conținut sau ceva, vi le ascult și le aplic dacă pot și nu, sper să vă placă iară. M-ați uimit, am 600 de vizualizări acum când m-am uitat ultima oară la un video și 80 de ore de vizualizări, înseamnă că lumea se uite, îi place ceva la Moise, nu știu ce le vă place, dar vă place. Urlă ca prost în cabină singur și mă uit la un film acum cu, așa îi spune, Glass și filmul ăsta Glass are două părți într-un fel, dar fără să se știe una de alta, ci e un fel de continuare, dar nu e, cum să vă explic, nu e că zice Star Wars episodul 2, zice eu primul film, ce știu eu, are un nume total diferit, al doilea film total nume diferit, dar e despre este despre același lucru e vorba și cu e un bărbat care are mai multe personaje în el, e bolnav, are vreo 14 caractere și odată e femeie, odată e bărbat, odată nu știu ce fel de copil e și e foarte fain, vi le recomandă Moise. Gata, le-am găsit pe toate. Acum
Trilogia Unbreakable se numește, cunoscută și sub numele de East Trail 177. Trilogy este un thriller de supereroi american și o serie de filme de groază psihologică. Filmele au fost scrise, produse și regizate de M. Night Shyamalan. Și atunci, ca să vă arăt o poză, sper că se vede aici. Ăsta e Glass, ăsta e ultimul care trebuie să îl vedeți la sfârșit. Primul care trebuie să-l vezi e Unbreakable, Split și Glass. Și atunci o să facă conexiunea între ele, o trilogie. N-am știut treaba asta, eu accidental acum am dat pe una peste alta, credeți-mă. Și au chipat ceva în regulă, n-am știut treaba asta. Și m-am uitat și la Sputnik, e un film cu un astronaut rus, e fain și ăla e acțiune puțin exagerat sau nu știu. Lui tata nu prea îi plac filmele rusești, mie au început să-mi placă că sunt foarte multe care sunt foarte reușite, cum e și filmul cu T-34, cu tankul rusesc, e foarte tare. Am mai văzut un film tot cu tankuri, nu știu cum îi spune, l-am văzut gratuit pe YouTube, vi le recomand, dacă ei vă las link-uri sau dacă întrebați de ele, vi le spun. Căutați filmul T-34, îi spune, o să vă placă că i-a plăcut și lui Moise, Sputnik mi-a plăcut, ăsta Glass îi spune, Sticlă și mai e unul care... Era un vietnamez care vrea să se sinucidă și a sărit de pe pod și n-a murit și a naufragiat pe o insulă chiar în oraș în care trăia. Acolo era un pod imens și sub pod acolo era o insulă și a naufragiat pe insulă și a început să trăiască acolo. Avea datorii la bancă, a început cu cardurile să râdă de ele că la ce să le mai folosească un altă, dar e comedie, eu vi-l recomand și pe ăla, dar trebuie să-mi aduc aminte cum se numește. Castaway on the Moon. Asta e, nu vă uitați că sunt descărcate de pe torrent. Castaway on the Moon. Și asta e fain, 1917. Acum uit la Glass.